Peste 14 zile vom împlini 100 de ani de la Marea Unire. Însă nu trebuie să uităm că unitatea este de fapt o alegere pe care o facem cu toții în fiecare zi. Și de aceea, în această seară, vom călători prin cultura și tradiția celor 100 de ani și vom sărbători frumosul, frumosul din noi, dar și peste toate ne vom aminti că identitatea nu stă doar în trecut, prezent sau viitor, ci este suma tuturor în continuă schimbare. Și da, înseamnă că o decidem împreună în fiecare zi. Unirea de acum 100 de ani a fost refăcută în această seară de către elevii școlii George Poboran prin cântec și joc, mesaje și versuri. Spectacolul intitulat Ca toți să fie una, oferit de aceștia, a fost întregit de prestațiile artistice ale membrilor ansamblului Mugura și din Brâncoveni și ai cenacului Lumină Lină din Sibiu. Este un proiect pe care l-am gândit încă de anul trecut, pentru că este un an special, anul în care celebrăm 100 de ani de la Marea Unire. Am vrut să le oferim copiilor noștri, elevilor școlii George Poboran, o altfel de lecție de istorie, o lecție de istorie printr-un act cultural, exprimată și percepută printr-un act cultural. Acest eveniment a fost posibil prin colaborarea noastră cu școala gimnazială Voievod Brâncoveanu din Brâncoveni, ai căror elevi sunt prezenți prin dansatorilor aici pe scenă, dar în același timp nu am fi putut desfășura acest frumos eveniment fără sprijinul Muzeului Județean Olt, al Direcției de Culte și Patrimoniu Olt, al Ansamblului Profesionist Doina Oltului, al Episcopiei Slatina și Școala Populară de Arte. În finalul spectacolului, în partea a doua, îi vom lăsa pe invitații noștri speciali în această seară să ne încânte cu melodii patriotice specifice Ardealului. Este vorba de cenaclul Lumină Lină, un grup de preoți și profesori de la Sibiu, pe care am cunoscut vara aceasta la Festivalul Internațional Hermannstadt de la Sibiu. Și surprinzător, foarte ușor, în urma invitației pe care le-am adresat-o, am reușit să legăm o prietenie destul de strânsă, în urma căreia dânsii au putut să fie prezenți astăzi aici, alături de noi, pentru a celebra împreună olteni și transilvaneni Marea Unire de la 1918. Într-o organizare de excepție, spectacolul oferit de Unitatea de Învățământ Slătineană a reușit să ridice de mai multe ori sala în picioare. Micii și mari artiști amatori, reuniți de dorința de a aduce, prin talentul lor, un pios omagiu de recunoștință celor care au contribuit la făurirea statului unitar român, au reușit să trezească spectatorilor românismul, acel sentiment pe care și l-au ascuns de mult în inimi, speriat să nu fie alterat de ura și dezbinarea care macină societatea românească de mai mulți ani. Ștefan cel Mare, Sfântul astăzi, poate că s-a rușinat de prezentul acestui popor, suntem foarte dezbinați. Din păcate, suntem uniți doar la festivism. În suflet nu suntem în stare la renunțări. Interesele de trup nu se dispară pe aici, pentru că aplaudăm în față, dar în spate tot minciuna și oția pentru grup o să ținem. Când vom ști să ridicăm picioare și să spunem nu, acesta nu este un adevăr, aceasta nu e libertate să susținem minciuna și ipocrizia. Chiar dacă ar fi să salvăm un om sau 10 oameni, atunci vom fi cu adevărat demn. Haideți să avem demnitate și să nu uităm tot ce pierde, pentru că dacă mă întrebați pe mine ce se întâmplă în România asta, eu spun este dușmanie. Altfel e bună și pâinea mai neacră. Nu pâinea ne lipsește, ci pacea sufletească. Aduceți-l pe voievodul Ștefan cel Mare aici în această seară, dragi prieteni. Voi bine minunați, sunteți extraordinari. Vă aplaud. Spectacolul extraordinar organizat de o mână de elevi și prietenii acestora reprezintă dovada clară că atunci când se vrea, se și reușește să fim profesioniști. Am participat la foarte multe acțiuni în județul Sălaj. Pot spune că am venit cu un gust amar pentru modul cum organizează ardelenii astfel de manifestări, gândindu-mă la faptul că noi în județul Olt nu vom putea organiza o manifestare în felul acesta. Sunt surprins de modul cum a organizat domnul director Bâscoveanu, prin colaboratorii pe care și-a adus și din țară pentru organizarea acestui eveniment. Departamentul Centenar, când face bilanțul tuturor acțiunilor, va primi de la județul Olt o listă cu toate manifestările organizate în județ și cred că la loc de frunte va fi acest spectacol aniversar care s-a organizat în această seară. Sper ca filmul acestui spectacol să concureze la capitolul spectacole aniversare din cadrul Ministerului Culturii,
pe un loc fruntaș la nivel național. Ne exprimăm regretul că acest eveniment de excepție, cel mai reușit organizat în acest an pentru a marca centenarul, nu a fost urmărit de cei plătiți pentru a organiza astfel de momente. Ar fi avut cu adevărat ce învăța. Veniți la Mântuirea noastră! Veniți la Mântuirea noastră! Veniți la Mântuirea noastră!